Evoluții tot mai bune ale elevilor lui Ilie Stan. După egalul cu lidera FCU Craiova, buzoenii au reușit astăzi să se impună cu ACS Comuna Recea. Reușitele roș-albaștrilor au fost semnate de Tucaliuc și Roșu. Oaspeții au făcut degeaba deplasarea de peste 500 de kilometri. Comuna Recea nu a dat niciun moment impresia că ar putea pune probleme elevilor lui Ilie Stan. De altfel, buzoenii au deschis scorul repede în minutul 27 după un penalti transformat de Tucaliuc. Două minute mai târziu, Gloria și-a majorat avantajul prin Roșu, fost elev al lui Ilie Stan și la FCSB. Oaspeții au beneficiat de o singură situație clară de gol în minutul 31 de jucată, însă de portarul Relu Stoian. După pauză, tot Gloria a dictat tempoul jocului, conducând ostilitățile aproape integral. Iurcu a ratat ocazia meciului în minutul 65, nereușind să reia culatul după ce a fost servit excelent în careul oaspeților. La final, un 2-0 care o propulsează temporar pe Gloria în prima jumătate a clasamentului. Miercuri, Gloria merge la Ploiești pentru partida cu Petrolul.